În sfântă zi de sărbătoare, Fundația Protopop Traian Oprea din Vârșeț a organizat un eveniment deosebit, intitulat simbolic, Vibrații Lirice Estivale. Iată că în această zi de mare sărbătoare a adormirii Maicii Domnului, ne-am propus și această serată. Doresc să mulțumesc tuturor scriitorilor de versuri care au răspuns invitației noastre. Evenimentul s-a desfășurat într-o ambianță deosebită în curtea bisericii, pe un fundal muzical asigurat de rapsodul Banatului. Marele doinitor Lazar Novac, precum și de tânărul și talentatul David Butan din Coștei, care ne-a delectat cu câteva melodii la clarinet. De ce m-ai prins în pumnul tău, copil frumos? Tu nu știi oare că-s mic și eu și că mă doare? De ce mă stringi așa de rău? Copil ca tine sunt și eu și-mi place să mă joc și mie. Și mie trebuie să-ți fie de spaima și de plânsul meu. Ne-am delectat prin versurile rostite de Antonella Mic, Teodor Groza de la Codru, Valentin Mic, Eugenia Bălteanu, Mariana Radoicici, fica poetului Aurel Mio, care a citit din creația tatălui său, Mariana Stratulat, Mărioara Sfera și Nicu Ciobanu. Spune-mi, care mama nume, cea mai scumpă e pe lume? Pui, toți au zis de păsări, zarzării au zis de zarzări, peștișorii de peștoaică, ursuleții de ursaică, tigrișorii de tigroaică. A fost un eveniment reușit, deosebit, despre care se va vorbi încă mult timp de acum înainte. Iar participanții vor aștepta cu nerăbdare ediția următoare.